Stimați telespectatori, vedeți că suntem înconjurați de mașini și de mașini number one. Suntem la cea mai veche firmă de mașini din Vrancea, firmă care s-a deschis imediat după Revoluție. Spuneți dumneavoastră despre ce este vorba. Auto Tivoli Focșan este firmă din grupul de firme Autosima Bayer. Autosima Bayer având o tradiție de 25 de ani și experiență în comerțul cu mașini de 25 de ani. Păi eu am venit acum, să bine, am venit în fiecare an, în 1995, de când s-a înființat, dar acum am venit și pentru, ca să vă felicit, să felicit firma, să-l felicit pe domnul Sima, pe domnul Stan Sima, pentru că ați luat un premiu foarte, foarte important. Dar vă las pe dumneavoastră să vorbiți și de la început multe felicitări. Da, vă mulțumim tare mult și mă bucur că ne revedem. Ultima oară ne-am văzut la Salonul Auto, anul trecut. Anul acesta Auto Tivoli Focșani, firmă din grupul de firme Auto Sima Bayer. Noi comercializăm marca Fiat și marca Peugeot. Cu marca Peugeot am luat premiul pentru cel mai performant dealer în vânzări. Excelent, felicitări! 2019, vă mulțumim tare mult! Vă referiți la județ sau în... Nu, din dealerii Peugeot, din România. Din România? Da, am avut creșterea cea mai mare și cele mai bune realizări. Sunteți tari, sunteți tari, felicitări! Acum, dacă îmi permiteți, vă întrerup puțin că și eu tot o mașină Peugeot 208 am și sunt foarte mulțumită de ea, dar nu știu dacă ea e mulțumită de mine, pentru că eu sunt așa mai zmucită în condus, dar văd că și la Peugeot 208 sau apare una nouă cu multe îmbunătățiri. Da, anul acesta vom avea multe lansări, ca și anul trecut de altfel. Anul acesta o să apară noul Peugeot 208, variantă full electrică, datorită faptului că tot mai mulți dintre noi ne orientăm și viitorul va fi cu siguranță al mașinilor cu emisii mici de dioxid de carbon și probabil viitorul va fi a mașinilor electrice. Cei mai mulți dintre noi încep deja să se orienteze către astfel de mașini care au emisii zero, cele electrice. Mai sunt și mașini hibrid sau plug-in hibrid, adică merg și cu motor termic și au și o baterie, pot merge 50 de kilometri în mod electric. Adică cineva care are o mașină plug-in hibrid va merge, eu știu, uzul zilnic în limita 50 de kilometri în mod electric, iar dacă va ieși la un drum mai lung, va avea motorul termic și va putea călători pe distanță oricât de mare. Dar am înțeles că și Peugeot-urile de acum o să înceapă să... Când o să fie lansarea primului Peugeot? În luna februarie o să avem Peugeot 208, acest model în variantă electrică. În luna martie-aprilie o să avem noul Peugeot 2008 și în variantă cu motor termic și în variantă electrică. Până la sfârșitul anului vom avea și Peugeot 3008 în variantă plug-in hibrid, 508 variantă sedan sau sport tourer, la fel în variantă plug-in hibrid, respectiv vor fi și cu motor electric și vor putea fi încărcate la priză și motor pe benzină. Știu că deja aici la dumneavoastră, la Auto Sima Bayer, stimați telespectatori, de pe Calea Munteniei, ce număr? Numărul 11. Calea Munteniei numărul 11, unde eu vin de 25 de ani și
vin și să alimentez și să beau cafea bună și să mănânc, eu știu, un șnițel bun, cât timp aștept să mi se repare mașina. Deci aici deja există prize, există stații, da, pentru încărcare. Noi încă de la sfârșitul anului trecut am demarat acest proiect. Avem acum 3 stații de încărcare electrice. 2 sunt montate în fața showroom-ului, la care au acces orice participant la trafic are acces acum. Mai avem o stație de încărcare în service pentru, eu știu, mașinile noastre sau mașinile care ajung la reparație, la revizii, da, și așa mai departe, să le putem încărca și în service. Aceste stații de încărcare vor apărea, sunt anumite aplicații pe telefon, cine își va lua o mașină electrică și își va planifica o călătorie, va vedea toate aceste stații, își va putea planifica călătoria, unde să o încarce și așa mai departe, să poată utiliza o astfel de mașină. Domnul Cristi Matei, e vorba aia românească, nu mor cai când vor câinii. Pentru că, mă rog, și firma asta a avut momentele ei, așa, când a mers poate mai slab, e bine spus, dar uite că e o firmă impusă serios în țară, pentru că e cunoscută la nivel de țară, foarte multă lume vine și cumpără mașini de aici, își repară mașini aici și este o firmă care s-a înfipt bine pe pământul județului Vrancea și mă bucur foarte tare, să știți. Mă bucur foarte tare când pot să scot în evidență munca vrâncenilor, oamenilor care sunt de aici și care fac ceva pentru pământul pe care i-a lăsat Dumnezeu să trăiască, da? Să se nască. Vă mulțumim pentru complimente, să zic așa. Mulțumim, eu știu, focșenenilor, că ne-au fost alături în această perioadă. Dacă nu erau ei, n-ajungeam aici, cu siguranță. Șeful are o vorbă, că clientul este patronul nostru. Da, exact. Așa este. Și încercăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor. Nu vreau să plec de aici. Vă rog să poftiți și dumneavoastră, domnilor, și dumneavoastră, și dumneavoastră, numai să spuneți un la mulți ani pe anul ăsta telespectatorilor. Deci, colegi de-ai domnului Matei, îi cunoașteți în interviurile noastre. Eu am venit să vă felicit. Săruna, doamnă. Săruna. Cu tot dragul. Mulțumim pentru apreciere. Sunt Dan Ștefan, director de marketing. Iulian Cruceanu, pe partea de administrativ, director executiv. Noi așteptăm pe toți clienții, atât ale brandurilor noastre, cât pe care le reprezentăm, dar și celelalte mărci. Îi așteptăm să le arătăm ce putem face, atât pe partea de vânzări, cât și pe partea de after sales. Domnule director, vă mulțumesc. Să știu că vă știu de câte vreme lucrați aici. De aproximativ 10 ani, cu mici întreruperi, dar în domeniul auto, cred că am peste 15 ani. Este o echipă, mă scuzați, este o echipă deosebită, stimați telespectatori, niște oameni care muncesc serios ca nouă automobiliștilor să ne fie foarte bine și ne este. Deci marca Peugeot e marcă de top și firma Auto Tivoli, nu? Auto Tivoli, Focșani. Așa a luat... Am luat titlul de cel mai performant dealer în vânzări, pe anul 2019. Vânzări Peugeot. Vânzări Peugeot. În România. Deci din România. Felicitări vouă și felicitări domnului Stan Sima, cum se spune, la mai mare, la mulți ani, să dea Dumnezeu un an excepțional. Invităm pe toți focșenenii să vină să vadă aceste mașini. Avem 5 mașini de drive test. Aproape fiecare mașină are și o mașină de drive test, să le conducă și să vadă că sunt ok. Exact. Peugeot 208 este mașina lui 2020 în România și așa că avem motivul în plus să invităm la noi în locație. Vă mulțumesc foarte mult, succes, la mulți ani, felicitări, la revedere! Mulțumim. Firma Autosima Bayer, stimați telespectatori, firmă de top, la revedere!